niciun indiciu privind un atac deliberat al rușilor în Polonia, dar chiar și așa responsabilă este tot Moscova, spune secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. El subliniază că moartea celor doi polonezi e o urmare a războiului dus de Rusia în Ucraina. Eliza Cassandra cu corect, corect. Racheta care a lovit o fermă din... Gata, nu mai... A scăpat-o Biden, e o rachetă antiaeriană ucraineană, rătăcită, care încerca să doboare, desigur, o rachetă rusească. Sigur, Rusia e de vină. Mie îmi place, am râs pentru că mi-a plăcut, cum să zic, NATO până acum în raport cu Rusia. Numai marși în pula mea de frăr, te facem, te îndoim, ne împișăm pe tine, îți dăm cu pipsul să te facem statuie. Și când s-a întâmplat ceva, adică au murit doi oameni, o prudență de aia, bă, stai puțin, să nu, să vedem cum dracu o povestim, să nu cumva să... Ceea ce arată că nici NATO nu-și dorește o confruntare cu Rusia, că acum narativul e că Rusia nu vrea o confruntare cu NATO, că pierde, desigur că pierde, dar nici NATO nu vrea, adică să fim serioși, nici NATO n-are chef. NATO știe foarte bine că dacă în prima zi în care mor 1000 de soldați, belgieni, francezi, germani, italieni, americani, popoarele din aceste țări vor pune la îndoială demersul ăsta de a ajuta Ucraina. Mă rog. Mie mi se pare mai important să discutăm acum despre cum ar fi fost dacă racheta aia pica la noi. Dacă racheta a pica la Buzău, să zicem, la întâmplare, cum ar fi reacționat ai noștri? Și mi-am făcut un scenariu în cap, îl împărtășesc cu voi. Te îngură de motociclist că s-a lipit unul de mine la 30 de centimetri. Marci! Așa, am scăpat de el. Deci, să zicem că pica racheta aia la Buzău și omora doi agricultori într-un tractor, exact cum s-a întâmplat în Polonia. Ce credeți că făceau ei noștri? Eu m-am gândit. Și pot să vă spun că primul ar fi ieșit cu declarații pe tema asta Ciolacu. Ciolacu are această seninătate a minții puține. Orice îl întreb, el e gata să ia, își face părul ca un frizer de la pedofil, care zice frezare. Ciolacu e total. Și el, Ciolacu vine dintr-un film alb-negru din anii 60. Eu așa îl văd pe Ciolacu, coborând din mașina timpului cu freza și sacourile lui de căcat și cu părerile lui, cu cuvinte puține și cu privirea aia. Poate futem și noi ceva, adică se vede și... Am făcut baie, jacă frumoasă, am o leacă de bataie, știu, Jesus. Deci Ciolacu ar fi zis că l-ar fi dus capul să nu arunce cu spre cineva și ar fi zis ceva de genul, că eu așa să te înțeleg. Trebuie văzut dacă e domeniul public al statului, dacă e al Consiliului Județean Buzău, poate e privat, cine știe, vom vedea. Ne întâlnim în coaliție și lămurim situația. După care ar fi ieșit Rareș Bogdan. Rareș Bogdan ar fi zis că este o tragedie ce s-a întâmplat. Din informațiile lui au fost 6 rachete, nu una. Și că îi se pare de-a dreptul ticăloasă poziția PSD, care încearcă să țină cu rușii în chestia asta. După care ar fi ieșit cine? Dan Barna ar fi zis că el a avertizat de mult asupra acestei posibilități de a pica rachete în România și că el are o soluție la asta. USR s-a gândit deja la un plan de vaccinare a populației împotriva rachetelor. O campanie de vaccinare în masă antirachetă. Adică ar fi ceva foarte bun. După care a ieșit George Simion într-un live încercând să-l brueze pe Dan Barna cu vaccinurile tale și întorcându-se așa spre cameră zicând: oameni buni, ăștia vor să ne vândă vaccinuri, vor să ne nenorocească, să devenim steril până la generație. Mi-a plăcut rău asta. Și ați văzut și cu dârele de pe cer, păi credeți că nu e o legătură? Mâine ne întâlnim în Piața Constituției, facem meeting, dăm jos guvernul ăsta care lansează rachete și pe unde vină pe alții, că ăștia vor să ne fure țara și curentul. Ar fi ieșit și ăla de la UDMR zicând că el nu vede o problemă de discuție națională. Trebuie văzut ce zice Consiliul Județean Buzău și Prefectura Buzău, ce zic ăștia doi, pentru că în fond județele au autonomie administrativă și ar trebui să aibă mai multă autonomie
chiar legislativă și poate se discută cu ocazia asta și despre situația maghiarilor din cele două județe unde UDMR se simte bine, pentru că de ce să riște să le pice bombe în cap din cauza românilor? Că politica țării e făcută de români și ei sunt maghiari și nu e corect. Ar fi ieșit apoi, nu știu cine să, cred că Raed Arafat ar fi ieșit și el și ar fi zis că ISU a declanșat planul Maro și planul de intervenție Maro, toate autospecialele din țară s-au dus acolo și că are nevoie de încă 100 de milioane de euro pentru dotări antirachetă, niște ambulanțe care să aibă deasupra, niște ambulanțe smurt, care să aibă pe tavan mici izolete cu plasă, astfel ca racheta când pică să pice mereu într-o plasă de asta și să nu mai rănească oamenii. Ar fi ieșit și Octavian Jurma cu o statistică, ar fi arătat că incidența rachetelor căzute crește, că în timpuri normale rachetele doar decolează, nu pică niciodată. Dar uite, de la un timp pică și că se poate ajunge la situații foarte nasoale, că na, racheta aia, vă dați seama, vine din afara spațiului UE, din Ucraina sau din Rusia, unde sunt alte norme de sănătate, nu-i ca în UE, unde e atât de mișto. Și oamenii nu se pregătesc împotriva bolilor rare și ne putem trezi cu un virus european care să ne infecteze pe toți și ar recomanda să stăm toți în casă măcar 60 de zile până nu ne lămurim cei cu virus și de pe racheta aia. Și pe urmă ar mai ieși Kaufland. Kaufland a reușit să spună că își reduce programul cu o zi. Nu, Lidl-ul face asta, Lidl. Lidl ar zice că da, de acum încolo nu va mai avea program și duminica, pentru că vrea ca oamenii să aibă cel puțin o zi în care nu bântuie după tigăi la ofertă și Lidl se oferă să contribuie la treaba asta, să reducă traficul. EMAG ar vinde de a doua zi dispozitive antirachetă cu rază de un metru, adică niște radare care exact când racheta ți-a spart peretele și ți-a intrat în sufragerie, dispozitivul ăsta îți trimite un SMS pe telefon în care îți spune ți-a intrat o rachetă în sufragerie. Că a zis că chiar dacă se întâmplă în același timp, nici măcar cu o secundă înainte, e bine să dai 899 de lei, dacă ai și Genius vine în acea zi, e ok. Probabil că Țancă Uragan ori face o manea. Racheta mea, racheta mea, du-te în pula mea, ceva de genul ăsta. Ceva nobil, adică cu cuvinte frumoase. Și pe urmă ar interveni ăsta, cum îl cheamă mă pe ăsta de la interne cu doctoratul vieții? Ministru, ah, ce lapsus am, deci are ăsta cu personalitatea unui scaun de nu pot să-l țin minte niciodată. Ar zice că oamenii au început o anchetă și se pare că mai multe componente de rachetă au fost furate de niște săteni din zonă și acum se face o anchetă elaborată. Ministerul de Interne controlează situația. Și probabil că în 6 luni, un an, am aflat că un țăran din Buzău a găsit la rampa de gunoi senzorul termic al rachetei, că rachetele, știi, se orientează după căldură, și a făcut cu ea un dispozitiv ingenios amplasat pe cotețul porcilor, care îi spune când e scroafa în călduri, că îi crește temperatura, ca să o dea la vier. Și că el vede asta ca pe un mod de a converti obiectele de război în chestii pașnice care ajută sătenii să facă, să crească porci. S-ar termina destul de repede, are și Mândruță să facă o relatare de la fața locului cu Prelipceanu și cu Moise Guran, toți fiind niște mari experți în război, adică, nu știu dacă ați observat, ăștia trei sunt cel mai bine pregătiți în război, știu și planurile rușilor și ale ucrainenilor și ale americanilor, ei sunt tobă. Am uitat de ministrul apărării, scuze. Ministrul apărării ar zice că e gata să invoce și el articolul 4 din tratatul NATO, articolul care spune că atunci când o țară își are securitatea amenințată, poate cere o consfătuire NATO. Și că așteaptă ca
arhivarul Ministerului Apărării să-i găsească articolul 4, pentru că a luat tratatul NATO și l-a împărțit așa pe articole în mai multe dosare cu șină și s-a pierdut unul din dosare, chiar dosarul cu articolul 4. Dar în rest am fi bine de tot, adică am fi... Eu, Iohannis a reușit după tot haosul ăsta zicând că guvernul României a demonstrat încă o dată că are un plan pentru orice situație și că este mulțumit de modul în care funcționează coaliția, după care se va duce din nou să se dea cu schiurile, că tot a început să ningă și e frumos, ca să nu fie rău și să fie bine. Cei doi care ar fi murit, da, în accidentul ăsta, în incidentul ăsta cu racheta, ar fi avut niște... ar fi apărut la măruță, rudele lor, povestind că practic munca i-a ucis, că dacă ar fi stat la băutură ca tot satul, în loc să se ducă să are cu tractorul, nu pățeau mă nimic. Că uite, vezi că zici că e agricultură, că e o meserie frumoasă, că dai de mâncare omenirii, dar de fapt risc să mori în fiecare zi și toți s-au gândit să vândă tot, terenuri, tractoare, tot, să se ducă la oraș să stea, să își ia un apartament pe lângă o casă de pariuri și să trăiască acolo. Pentru că în fond la loteria aia de dai 5 lei, poți câștiga 170 de lei la fiecare 5 minute. Eu zic că e o soluție. Se putea și mai rău, să știți. Adică ăsta e ce am putut eu. Dar eu zic că dacă ne punem mințile toți, facem un scenariu mult mai bun de atât. Dar las pe ăsta aici până una altă, da? Aștept și de la voi opinii, la comentarii. Ce s-ar fi întâmplat dacă pica racheta la noi? Haide, pa!